Ei, ce spuneți? De fiecare dată v-am spus, întrebată fiind ce fel de flori îmi plac, totdeauna am spus zambilele. Pentru că mi-aduc aminte înainte de Paște la țară, aveam grădina plină cu zambile, mama culegea din ele, ne făcea buchețele și ne trimitea la biserică să trecem pe sub Sfânta Masa lui Iisus Hristos. Era vinerea Paștilor, vinerea chinurilor a lui Iisus Hristos. Și de atunci mi-a rămas acest miros al zambilelor și trăiam aceste momente cu patimile lui Iisus Hristos.